Salutare tuturor! Suntem într-o sâmbătă de iulie 2020 la Palma, în Suceava, Bucovina, și sunt foarte surprins de numărul de mașini și lume pe care am găsit azi aici, ca niciodată. Mașini de peste tot. Buticuri deschise, probabil, pe perioada verii, cu mici și bere și înghețată. Și multă lume, surprinzător de multă lume. Deci a devenit Palma un mic talcioc, o mică piață de weekend, în care mănânci un mic și cumperi niște briz-brizuri. Și pentru că suntem la Palma, hai totuși să filmăm. Să filmăm și pe ea. Până nu o trag ăștia cu sforile jos și pe asta. Că a fost și ea rasistă, probabil, la viața ei. Da, vreme frumoasă, lume multă și cu chef de iarbă verde, se pare că... Da, și într-adevăr plaiuri interesante în Bucovina. Tiroliana la Palma. Se pare că e ceva cerere. Deci că cea mai lungă din România are undeva la peste 1000 de metri. Ceea ce trebuie să recunoaștem noi puțin. Ia să mă duc eu pe aici să filmez puțin. Acolo undeva ar fi finish-ul. Da, e lungă. Bună idee de afaceri. Acolo oamenii. Să nu miletesc de decolare. Wow! Zdoritori! Era un lumânări când am intrat.